Salutare, dragii mei! Și astăzi facem roșiile. Am terminat cu distracția. Ne apucăm de treabă. Ai grijă să nu sprinzi mânuța? Da. Acum, dar ce faci cu Maria acolo? Ce facem noi aici? Ce faci cu Maria acolo? Pregătim sucul de roșii. Prin mașina ta separi cojile și semințele de pulpă. Da. Și văd că ai o dita mai echipă aici. Da, suntem o echipă bogată. Ia uite și Mara face treabă. Hai, Măruca, du-te și ajută și tu pe unii. Hai, mama, mai spunem roșii aici. O avem și pe doamna Gina la tuci. Da. Asta e secretul sucului de roșii. Să fie făcut în curte la. Acum cât este răcoare, că mai târziu nu mai suportăm la 40 de grade. Ne-am trezit de dimineață. M-am trezit la ora 5, m-am trezit cu poftea în cap. Și vei dormi la prânz? Nu dorm. Nu dorm? Păi trebuie să... Să recuperezi? Ia mânuța și pune roșii. Pune roșii de acolo. Nu, da, la ora 4 trebuie să mergi la... Nu o să ai forță. Cea mai hărnicuță albinuță. Uite, Mara pune roșioarele să le spălăm. Așa, mamă, așa. Le pui și codițele, unde are codițe urât, da? Dacă nu participă de la iarnă, ne fermeam în sucul. Cine muncește mănâncă, cine nu? De roșioare. Văd că le-ai trasat bine sarcinile tuturor participanților. Deci tu cu ce te ocupi? Hai să vedem fiecare cu ce se ocupă. Eu să separ roșiile. Așa, unde separăm semințele și coaja de pulpă. Deci tu le dai prin mașină. Bunii ce face? Le ia cotorul. Le scurge de zeamă. Eu cu Mara le așa. Spălăm. Da? Noi le spălăm. Eu de Mara ce hărnicuț este. Bravo, Mara, bravo. Ea i-a stricat, a lăsat-o deoparte. Da, da, da. Care nu e bună, o dăm la... Găinișe, tu, mamă, bravo, mamă. Nu, dar uite că a văzut și mi-a spus de mine. Că ai una aici, s-a ales. Cele care nu sunt bune, le dăm la găinușe. Fetele astea știu. De-aia sunt ele recompensate mai mereu. Bravo, știe, Măruță. Și Maria. Păi Maria trebuie să scoți banii, că la bulgari își face codițe împletite. Așa, să mai bani, nu mai bani și ori. Toată lumea. Toată lumea contribuie. A făcut ea planul. Da? Deci tu ești asigurată de cheltuiala la bulgari. Da. Pe litoral. Da, mă, dar noi o să simțim lipsa aici acasă, mamaie, dacă tu pleci. Da? Da? E, puțin. Puțin, revine cu forțe. Aveți și sauna, aveți și jacuzzi. Wow! Ce, mă, noi nu putem spune? Avem piscină în curte? Avem. La cuptor, dacă bat ceva și dacă pierd oala de ciorbiță, am făcut o sauna mai bogată ca asta de acolo, de la Bulgaria. Bune, te lua și plătiți. Și nu plătesc nimic, voi plătiți acolo. A, vă luăm pe toți. La ane, la ane. Voi plătiți acolo 1000 de euro, dar eu nu plătesc nimic. Deci spuneți, cu pâine. Da. Da. Mara, tu rămâi cu mine acasă? Rămâi? Rămâne, mă. Mara, nu mai mergi la bulgari? Nu, no, eu rămân cu Oni acasă. Avem grijă de răspunde. Și tu nu mergi cu ale mame sau rămâi cu noi? Rămâi aici? Haide să dacă vă arăt dai coaie de dădură ele... Mai ai trei rățuște? Da. Și le-ai adus aici? Da. Astăzi le-a mutat. Astăzi le-ai mutat aici? Să-ți țină companie? Uh-huh. A venit și Mara? Mă duc pe tu. Unde te duci? La treabă. Hai la treabă, du-te. Mare, ce conștiincioasă ești. Dă-mi și mie cuțitul de acolo. Dă-mi și mie cuțitul ăla, ca să stau și unde. Ce mai sunt? Nu, astea ce mai aveți? O, și atunci mergești la cerțea. Dar nu-i cuțitul, că nu mai sunt. Uite, mai, unde nu mai durez aici? Sucul este foarte bun, pentru că roșiile sunt de la noi din grădină. Nestropite, îngrijite de Oni, săpate, legate. Bio. Bio. Bio.
siguranță noi mâncăm foarte, foarte sănătos. Da, mama? Da. Vin și eu să vă ajut. Ia să mâncați voi acum de dimineață. O salată delicioasă de roșiile noastre. De sezon. Care sunt foarte gustoase. Doamna Gina pregătește focul. Nu te lasă, mă, pe mine. Nu mă lași? Nu mai adu, lasă că băgăm și lemne de ale mai groase. Că nu. Hai, vin și eu, filmăm la foc. Da. Amestecă bine, dar în același timp suntem atenți. Pentru că noi am mai avut un incident cu apă fierbinte. Nu vrem să ne amintim. Nu, e Mara. Mara. Trebuie să amestec mereu ca să nu se prindă. Focul merge ușor. Focul merge ușor. Punem crepe strânse din livada noastră. I-am tras apa. Și urmează să aducă bunica cele necesare. Da. Adică ulei și puțin zahăr. Ne vin musafirii, îmi cântă cocoși. Și aici avem un mega smochin. Vă așteptăm să culegeți smochine, nouă nu ne plac. Gata? S-au făcut câteva. O să-mi dai una? Vrei și tu smochină? Tu te lupți cu muștele? Cu cine te lupți? Nu mai găsim materie primă. Trebuie să le facem la iarnă ca să fie bine. Nici atunci nu e bine, că îți îngheață nasul. Păi da. Punem zahărul și cu sarea. Le pui tu, Măriuca? Mama poate să bag. Oni poate să bag aici. Hai, sarea. Sarea, Maria, hai. Ap. Deci acum răsturnăm în ea să fiarbă cu totul. Să-i dea gust și savoare, zahărul și sarea. Pune. Da. Câte o cană din fiecare. Câte o cană pentru fiecare 20 de litri. Și mai avem de pus uleiul și oțetul. Oțetul. Mai târziu, da? Mai la sfârșit. O cană de zahăr, o cană de sare, la 20 de litri de roșii. Perfect. Noi aici avem cam 30 de litri, o cană jumate de zahăr, o cană... Acum punem oțetul. Am pus înainte o cană de ulei, acum punem și o cană de oțet. Rețeta e foarte simplă pentru sucul de roșii. Dacă și Maria la 7 ani poate să facă, poate oricine, nu? Da. Și acum amestești bine. Roșile sunt gata. Ce crede? A ieșit așa puțin. Mai sunt și aceștia și haide să mama ajut. Acum le vom sterilizea. Timp de 30 de minute. Da, 30 de sticle, cam așa sunt. Ne place foarte mult și abia aștept să gust. Bineînțeles, împreună cu Mara. Delicios. Arde?
E puțin. Cum e Mara? S-a abonat la canalul Maria Bianca, pupici, papa, s-a apăsat după like, pupici, papa. Mai scrieți în comentarii dacă vă place sucul de roșii.